Dragilor, bine v-am regăsit. Reiterez rugămintea de a fi alături de noi, pentru că nu veți regreta cu siguranță. Iarăși un subiect, aș spune, extrem de important. Astăzi vom vorbi despre învățătura cabalei, pornind de la două cărți foarte importante. Este vorba despre cartea Ehie a lui Arthur Green și despre cartea Pirkei Avot, Arthur Green Ehie, publicată în colecția Sefer a editurii Herald, iar Pirkei Avot în colecția Princeps. Avem astăzi nevoie de învățătura cabalei. După secole de tradiție spirituală, înțelepciunea cabalei continuă să suscite interes și fascinație și să-și facă simțită prezența prin învățăturile și practicile sale în viața cotidiană a omului contemporan. Înainte de toate, putem spune că cabala înseamnă o trăire autentică, înseamnă deschiderea minții prin practică, înseamnă a trăi cu bucurie și cu recunoștință fiecare zi lăsată de Dumnezeu. O bucurie și o onoare imensă alături de mine, doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice, domnul profesor Teodoru Ghiondea și jurnalistul Oreste Teodorescu, trei oameni foarte dragi inimii mele. Așadar, pornind de la cărțile pomenite puțin mai devreme și mi-ar plăcea să facem o incursiune prin ceea ce înseamnă tradiția iudaică, tradiția rabinică și tradiția cabalei, pomenindu-i și pe Abraham Abulafia, și pe Isaac Luria, și pe Moise Maimonide. Cât de importantă este cabala în viața noastră? Avem, așa cum spuneam puțin mai devreme, avem astăzi nevoie de învățătura cabalei și de învățătura părinților din tradiția iudaică? Doamna profesor Valma. Da, acum, prin definiție, cabala este un mod de a trăi și atunci sigur că rămâne valabil indiferent de epoca în care ne aflăm, rămâne valabil indiferent de tradiția căruia aparținem, pentru că așa, ca mod de viață, poate fi folosită de oricine, poate fi aplicată de oricine, nu trebuie neapărat să fie evreu pentru a trăi după un model cabalistic. Pe de altă parte, sigur că e important în înțelegerea cabalei să ai un pic de cunoștințe despre tradiția iudaică, limba ebraică, pentru că totuși cabala este născută în cadrul tradiției și în limba ebraică. Pe de altă parte, însă, așa cum spuneam, sunt învățături care sunt valabile în orice moment și în orice cultură. De altfel, trebuie spus că o serie întreagă de elemente ale tradiției iudaice sunt, de fapt, reguli de viață în orice societate și astăzi fac parte din legea oricărei țări, pentru că sunt valori universale. Asta a și fost ideea, să fie un mesaj pentru toată omenirea, nu numai pentru poporul evreu. Domnule profesor Ghiondea, noi am mai discutat și împreună cu doamna profesor Valman despre tradiția iudaică și iată, vorbim despre două cărți extrem de importante. Este vorba despre cartea lui Arthur Green, care nu este doar un teoretician, este și un practician al cabalei și, bineînțeles, de cartea lui Haim Stern, Pirkei Avot. Ce înseamnă, cum putem înțelege acest cuvânt, de fapt titlul acestei cărți, Ehie? Ce înseamnă Ehie? Pentru a traduce, pentru a exprima exact ceea ce înseamnă, este o chestiune totuși foarte complicată. Doamna profesor știe mai bine decât noi toți, pentru că sunt subtilitățile unei limbi sacre aici. Nu este vorba de un mod simplu de comunicare. Și orice limbă, în primul rând, este un mod de gândire și după aceea unul de comunicare. Noi știm că Dumnezeu spune la un moment dat, se autocalifică, se autodefinește, eu sunt cel ce sunt. Acum, doamna profesor știe că aici este vorba de o mică imprecizie în traducere privind timpul gramatical. Este vorba, mai bine zis, după câte știu eu, de un viitor sau, mai bine spus, de un prezent etern, de un etern prezent. Eu sunt cel ce sunt în sensul că eu sunt cel care am fost, cel care sunt și care voi fi,
și care nu pot să vă spun ce sunt sau nu pot să-ți spun ce sunt, ca să spun așa, decât într-un singur mod. Te apropii de mine și cauți fața mea. Asta ca să fac o referire la, la această carte, Ehyeh, care, din punctul meu de vedere, este într-un raport de complementaritate cu Pirkei Avot. Dacă Pirkei Avot, aș spune că se referă dintr-o perspectivă ezoterică până la urmă, pentru că să nu uităm, Cabala este aspectul sau conținutul ezoteric, este fața ezoterică, fața interioară a iudaismului. Pentru asta este foarte adevărat ce a spus doamna profesoară mai devreme, că este peste tot la fel, pentru că e vorba de înțelepciunea divină, care este aceeași în orice tradiție, numai că, sigur, ea capătă forme diferite în expresie și în manifestare. Despre asta este. Pentru asta, în mod normal, un yoghin, un maestru sufi, un izihast, nu trebuie să aibă niciun fel de problemă să înțeleagă cabala. Și nici nu are. Și nici nu are. Inclusiv un taoist, dacă vreți. Nu trebuie să aibă probleme dacă lucrurile merg cum trebuie și este autentic. Nu are niciun fel de problemă ca să înțeleagă. Este un mod de viață, este un mod de trai, în primul rând, pentru că, așa cum spune, așa cum amintește autorul în carte Hech, cel mai important îndemn pe care ți-l dă Dumnezeu este să cauți întotdeauna fața Lui. Ce înseamnă fața lui Dumnezeu? Fața lui Dumnezeu este aspectul lui esențial. Este esența. Vă aduc aminte? Suntem în plină tradiție abrahamică. Asta nu trebuie uitat niciodată. Este, din punctul meu de vedere, cel puțin și nu numai al meu, este total, cum să spun eu, lipsit de rațiune ca să le izolezi, să vezi raporturi de incompatibilitate între cele tradiții, între cele trei tradiții. Asta demonstrează o recunoaștere totală. Vorba de trei forme de manifestare ale tradiției primordiale, ale tradiției abrahamice, care este o manifestare a tradiției primordiale. Acum, vă dau un exemplu. În Islam, de exemplu, se spune, este verset coranic, totul va dispărea în afara feței lui. Deci este aspectul de eternitate a lui Dumnezeu. Și pentru asta, când îi se spune omului să caute numai fața lui Dumnezeu, este vorba de a te concentra pe Suprem. Cele două cărți pe care le-ați amintit, din punctul meu de vedere, sunt exact, dacă vreți, cele două aspecte ale tradiției abrahamice, ale tradiției ebraice. Unul ar fi, primul ar fi, Pirkei Avot ar fi, dacă vreți, aspectul exterior sau aspectul exoteric, celălalt este aspectul ezoteric. Și am să spun de ce. Pentru că în prima parte, cartea are două părți. În prima parte este o prezentare a învățăturii Cabalei, care, repet, este aspectul ezoteric al iudaismului. Deci aspectul inițiatic al lui. Iar acolo găsim, ce să spun, prezentă, sigur, în mare parte, în liniile ei cardinale, întreaga învățătură ebraică profundă, nu esențială. Capitole, ca există numai unul, Tora, adevărul revelat al creației, Sefirot, unul din zece, și după aceea cele patru luni, Olamot, nu? Asiah, Yetzirah, Beria și Atzilut. Deci ai toată prezentarea, dacă vreți, a doctrinei, a învățăturii Cabale, care este esența învățăturii iudaici. Sigur că o asemenea pregătire în prima parte îți dă posibilitatea să accesi dintr-un punct de vedere autentic și profund partea a doua, care este o aplicare, dacă vreți, ea se aseamănă puțin, în mare, se aseamănă cu prima carte, cu Pirkei Avot, numai că perspectiva ezoterică sau perspectiva metafizică, până la urmă, este mult mai puternică decât în cealaltă. De asta am spus că cele două cărți fac o pereche admirabilă și cu siguranță că iată. Deci, în ce constă perenitatea și actualitatea conținutului acestor două cărți? În primul rând, prin faptul că referirea este continuă la textul sacru. Eu știu, omul modern are o mare problemă cu textele sacre. El nu face diferență, în general, între un text scris și un text sacru.
încă are impresia că, și mă refer, doamna profesor să mă ierte, la mediul universitar, așa, încă are impresia că un text sacru ridică întrebări. Nu ridică niciun fel de întrebare. Un text sacru este o sinteză de răspunsuri pe toate planurile. Ăsta este un text sacru. Omul modern are o problemă în privința asta. Nu are atitudine nici față de textul sacru cum se cuvine și precum nu are nici față de un maestru spiritual. Deci, raportarea continuă la textul sacru este garanția perenității unui asemenea text. După aceea, trebuie să ținem cont că textul sacru transcende circumstanța istorică. Exact cum a spus și doamna profesor, sunt lucruri care vor fi aceleași de la începutul lumii până la sfârșitul ei. Ele nu se pot schimba. Asta ține de natura ființei umane. Este imposibil să vedem altfel lucrurile decât dacă ne depărtăm și dacă ne înstrăinăm oarecum de rostul fundamental al ființei umane. Și trebuie să aduc aminte încă o dată cu ce începe Tora. Da? Și anume că mă refer la antropogeneză. Omul e făcut după chipul și într-o asemănare cu Dumnezeu. Deci avem cele două puncte, primul și ultimul. E făcut după chipul său și într-o asemănare cu el, adică pentru teozis, pentru îndumnezeire, pentru asta este făcut. Și cele două cărți îți dau lista, îți dau, ca să spun așa, lista operativă la ceea ce ai de făcut ca să ajungi acolo. Preste, putem oare să înțelegem mai profund viața și lumea în care trăim prin intermediul proverbelor și sfaturilor transmise de înțelepții tradiției iudaice? Cu o singură condiție, să ne detașăm puțin de gândirea dogmatică și să intrăm mai adânc în gândirea holistică. Vreau să fac și eu o foarte, foarte scurtă subliniere, pentru că s-a vorbit cumva de dimensiunea practică a cabalei. Există într-adevăr și o dimensiune practică a cabalei, însă nu în sensul că noi putem beneficia în viața de zi cu zi, în viața cotidiană, de aceasta. Mă refer și vreau să fac o paranteză către un roman absolut superb al lui Umberto Eco, Pendulul lui Foucault. E un personaj acolo, Abulafia, care face evident trimitere la Marele Cărturar și unde se vorbește despre o dimensiune practică în sensul de magie înaltă. Pentru că vreau să spun, nu știu cât timp o să avem noi să discutăm, dar există în tradiție și o dimensiune mai puțin discutată a operațiunilor de magie înaltă care se fac cu vibrația numerelor și numelui în multiplele sale variante prin care se definește sau își definește întreaga existență însuși Dumnezeu. De aceea există cumva, dacă facem așa o trimitere către contestatarii și către gândirea milițienească spirituală a unora cu privire la cabala, către această dimensiune operativă, în sensul de practică de înaltă magie. E un hierofantism acolo care ține mai degrabă de gândirea magică decât cea cotidiană. Am făcut așa curta paranteză, pentru că trebuie pomenit că dincolo de Tora, dincolo de Talmud, există și Zohar. Există această carte foarte misterioasă și foarte eliptică, așa cumva foarte complexă și imposibil de pătruns cu mintea profană, a diverselor operațiuni. Și domnul profesor spunea foarte bine că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu îndumnezeirea noastră. Și tocmai de aceea omul are această capacitate fantastică de a crea realitate nu doar cu fapta sa, ci și cu intenția sa și cu gândul său și cu vorbirea, rostirea sa. Cuvântul este sacru, iar Cabala, până la urmă, este o enciclopedie de sacralizare a nu numai a cuvântului, dar și a semnificațiilor matematice care se ascund în spatele fiecărei rostiri, fiecărei respirații, fiecărui verb în sine. Verbul e o acțiune, noi știm asta din gramatică, dar verbele din cărțile sacre sunt acțiuni sacre, care țin de o anume ritualistică, țin de o anume pregătire, de o anume purificare. Tocmai de aceea îndemnul marilor înțelepți cu privire la cabala a fost întotdeauna ca de ea să se apropie o minte coaptă, adică o minte trecută prin viață. Am spune noi așa un om trecut
de vârsta de 40 de ani, pentru a nu se pierde acolo. Și închid tot cu romanul lui Umberto Eco, cu Pendulul lui Foucault, unde Abulafia se divide pe sine prin tot felul de operațiuni cabalistice până se neantizează, dar neantizându-se se întregește în reverbul dumnezeesc. Adică trebuie să ținem cont de faptul că ea nu este o lectură. Cabala nu poate fi doar o lectură, cum nici Vechiul Testament nu poate fi doar o lectură, cum nici Noul Testament nu poate fi doar o lectură, cum nici Coranul nu poate fi nicio lectură, ci mai degrabă este un studiu permanent. E o aplecare cu inima, cu mintea și cu toată ființa asupra unor înțelesuri tainice prin care Dumnezeu se revelează pe sine fiecăruia dintre cei care îl cuprind pe Dumnezeu în integralitate și nu îl tot divid așa și îl ideologizează, îl mărunțesc. Dumnezeu nu este doar al iudeilor, Dumnezeu nu este doar al creștinilor, Dumnezeu nu este doar al islamicilor, ci este al întregii făpturi. Și Dumnezeu transcende chiar și făptura omenească și pătrunde și nefăpturile pe care noi încă nu le cunoaștem, dar vorbim despre ele, cum ar fi îngerii, arhanghelii, tronurile, virtuțile, puterile și așa mai departe. Adică am vrut cu aceasta să creez un evantai de așteptare mult mai larg asupra înțelesurilor cabalei, nu numai din cele două cărți prezentate de tine, ci din toate. E o sumă întreagă de gândiri despre cabala și în tradiție sefardică și în tradiția așchenază, toate împreunate așa cumva ar da o imagine mai de ansamblu a ceea ce înseamnă cu adevărat cabala. Da, profesor Valman, ce înseamnă Pirkei Avot și cum putem descoperi sensul modern al textelor sacre iudaice? Sigur, Pirkei Avot înseamnă chiar vorbele înțelepților, vorbele părinților, și se referă la istorii de viață, în marea lor majoritate adevărate, transformate în lecții pentru generațiile următoare. Este vorba de istorie până la urmă, dar o istorie care transcende timpul și devine valabilă pentru toate generațiile care au urmat și care vor urma în continuare, pentru că sunt istorii care ne învață despre sacrificiu, ne învață despre umor, ne învață despre modul în care poți să depășești situațiile grele în care viața te pune. Și de asta își păstrează valabilitatea de-a lungul vremii. Sunt povești care până la urmă le putem numi cu tâlc, sunt povești care rămân valabile și, cum spuneam, sunt valabile pentru orice tradiție, nu doar pentru tradiția iudaică, pentru că oricine poate trece prin niște situații de viață asemănătoare și poate învăța o lecție din această carte. De asta este până astăzi reeditată și reeditată de diversi autori care o reinterpretează, o retransmit mai departe. Este tradusă într-o mulțime de limbi, tocmai pentru că își păstrează această semnificație, indiferent de moment și indiferent de contextul în care o folosim, o traducem, o transmitem mai departe. Vreau puțin să, pentru că este o zi extrem de importantă, aș vrea puțin să ne povestiți despre ce înseamnă ziua Yom Kippur. Da, este într-adevăr cea mai importantă sărbătoare evreiască, cu semnificația cea mai profundă. Este o sărbătoare scurtă, pentru că multe din sărbătorile evreiești sunt de obicei mai lungi. Asta este o sărbătoare de o singură zi, 24 de ore. Trebuie spus că toate sărbătorile evreiești încep seara și se termină seara, încep la apus și se termină la apus. Este o sărbătoare care are mai multe semnificații. Este ziua judecății, dar și ziua comemorării celor care au murit, amintirii celor care au murit. Este singura sărbătoare evreiască care are doar o valoare religioasă, pentru că, în general, sărbătorile evreiești au valoare religioasă, dar și istorică, agricolă. Sunt o serie întreagă de elemente care contribuie. Yom Kippur este o sărbătoare exclusiv religioasă și este, de fapt, ziua în care ne gândim la tot ceea ce am făcut în anul care s-a încheiat. Este o zi care vine la exact 10 zile după anul nou.
care anul nou evreiesc, din nou, este calculat altfel decât anul nou în celelalte tradiții, este calculat după prima lună nouă din toamnă. De asta în fiecare an pică în altă zi. Nu pică de două ori în aceeași zi, pentru că este calculată după luna nouă și este, de fapt, începutul unui nou ciclu, de la care se calculează toate celelalte sărbători. Deci de la acea primă zi a anului nou, după aceea toate sărbătorile sunt calculate prin număr de zile. Yom Kippur vine la 10 zile după anul nou. De ce? Pentru că aceste 10 zile sunt menite pentru a fi folosite în această idee de uitat, de retrospectivă, de uitat în urmă, de văzut ce am făcut în anul care a trecut, de mers și de cerut iertare personal și individual tuturor celor cărora le-am greșit, pentru că tradiția evrească este axată pe ideea responsabilizării la maximum a omului. Ai o singură șansă, aici și acum, să-ți repari toate greșelile. Nu există reîncarnare, nu există reîntoarcere, nu există ideea, lasă că data viitoare fac mai bine și repar ce am greșit acum. Trebuie permanent să repari în fiecare an ceea ce greșești, pentru ca în fiecare an să pornești cu răbojul de la zero. Iar această idee duce la ceea ce Oreste spunea mai devreme, la intenție. Ideea acestei încercări de a-ți cere iertare tuturor celor care le-ai greșit se referă la intenția ta. Nu mai contează dacă cel căruia îi ceri iertare te iartă sau nu. Contează intenția ta de a-ți repara aceste greșeli, de a o lua de la zero, de a porni cu răbojul curat și de aceea urarea care se face de Yom Kippur este să ai o semnătură bună. Cu alte cuvinte, ca Dumnezeu, în urma acestei încercări a ta de a repara tot ceea ce ai greșit, să-ți curețe răbojul, să-ți accepte intenția de a repara și să-ți dea semnătura bună pentru noul an, pentru ca răbojul să pornească de la zero. Și atunci este ceea ce până la urmă și astăzi îndrept, nu-i așa? Până la urmă, în dreptul penal, cel mai important lucru este intenția. E o mare diferență între un lucru pe care îl faci cu intenție și unul pe care îl faci din culpă. Tocmai pentru că intenția este esențială. Este esențială și în ce privește partea aceasta ezoterică de care vorbea domnul Ghion de mai devreme. În tradiția mistică iudaică, cel mai important lucru este kavana, intenția mistică. Ea, de fapt, face diferența între un act mistic și un act pur și simplu de religie în sensul clasic, rabinic, al rugăciunii, al participării la viața religioasă. Atunci când ai intenția mistică, această kavana, este diferența care practic te transformă în cabalist. Cel care are intenția mistică se poate numi cabalist, poate participa la această formă specială de ezoterism pe care o constituie cabala. Și atunci, într-adevăr, este intenția cea care duce la diferențierea între o experiență religioasă obișnuită și o experiență ezoterică, una care trece dincolo de lucrurile obișnuite. Aș mai spune că, într-adevăr, spuneau este mai devreme despre tipul magic al cabalei. Cabala, într-adevăr, are trei variante mari importante. Una este varianta hermeneutică de interpretare a textului sacru și aici intervin într-adevăr numerologia, anagramele, deci avem o serie întreagă de metode prin care putem citi textul sacru în cheie mistică, în cheie hermeneutică și există cabala practică de tip meditativ, care este cea după care urmăm diversi pași pentru a ne apropia de Dumnezeu, pentru ca ceea ce spunea domnul Ghiondea mai devreme să fie posibil să-i vedem fața, să-i contemplăm fața, ceea ce trebuie spus pe de altă parte, că nu trebuie luat în sens literal. A vedea fața lui Dumnezeu nu înseamnă a vedea o imagine a lui Dumnezeu, ci înseamnă de fapt a intra în apropierea prezenței divine, Shehina, cum se numește în Kabbalah, a intra în această lumină divină din care teoretic provenim cu toții și în care ar trebui să ne întoarcem în momentul în care vine lumea de apoi, lumea mesianică. Și deci această contemplare și participare la lumina divină este de fapt scopul meditației mistice. Iar a treia variantă este într-adevăr cea magică, invocativă, cea care prin invocări poate duce la o intrare în prezența divinului într-o formă specifică, într-o formă diferită.
Într-adevăr, această tradiție magică are diverse forme. E vorba de invocarea prezenței divine, de invocarea atributelor divine sau chiar de invocarea îngerilor, a personajelor din lumea divină, care trebuie spus că nu sunt doar îngeri, sau mai bine zis, în tradiția iudaică există creaturi ale lumii divine, pe care noi le facem să se manifeste ca îngeri sau ca demoni. Există practic o lume a aceasta a angelologiei, dar care nu este diferențiată decât prin faptele noastre. Noi suntem cei care, prin ceea ce facem, determinăm manifestarea angelică sau demonică a personajelor din lumea divină. Și atunci, într-adevăr, această practică magică este cea mai periculoasă. Pentru că prin ceea ce facem, noi putem determina dezechilibre pe care nu le controlăm și care pot nu numai să aibă influența asupra noastră sau chiar numai asupra lumii noastre, ci dezechilibrul ăsta poate interveni chiar în interiorul lumii lui Dumnezeu, pe care Cabala o vede ca un sistem de 10 manifestări, cele 10 sefirot, care trebuie să existe în echilibru. Prin ceea ce facem noi, determinăm acest echilibru sau dezechilibru, care sigur are, cum spuneam, repercusiuni cosmice. Asta e de nou o formă de responsabilizare, în sensul că ceea ce face omul are efecte nu doar asupra sa și a lumii sale, ci chiar asupra universului întreg. Este o formă de a spune că faptele noastre sunt, dincolo de lumea noastră, sunt fapte cu efect asupra întregului univers. Și uite cum discuția noastră mă duce cu gândul la o altă carte dragă tuturor. Este vorba despre cartea lui Enoch, pentru că ați pomenit de îngeri și angelologie. Domnule profesor, cum răspunde Cabala la provocările omului modern? Și iată, făcând referire la cele două cărți menționate mai devreme, cum vin ele practic în întâmpinarea nevoilor și dorințelor sau dorinței de autocunoaștere a omului modern, Ehia lui Arthur Green și respectiv Pirkei Avot. În primul rând, trebuie să spunem că omul modern are, pe lângă toate prejudecățile, un sistem întreg de prejudecăți, un univers de prejudecăți care îl îndepărtează cu fiecare gest de Dumnezeu și de o cale dreaptă, mai are încă una. Și anume, el caută în cărți, caută o rețetă. Sunt atâția maestri care ne-au spus că ceea ce căutăm în afară e în interiorul nostru. Se pare că ne-e foarte greu să înțelegem lucrul ăsta. Nu trebuie să-mi răspundă Cabala mie ca om. Eu cred că este invers. Eu trebuie să răspund Cabalei pentru că ea reprezintă pentru mine aspectul etern al lui Dumnezeu, adică ceea ce Dumnezeu îmi spune mie din perspectiva lui eternă și absolută. Deci eu trebuie să mă raportez la el, nu el la mine. Și pentru asta avem în toate tradițiile tot felul de formulări prin care eu mă apropii de Dumnezeu în măsura în care sunt capabil să o fac, iar el întotdeauna o face lucrul ăsta de 10 ori mai mult. De ce? Pentru că, sigur, este o autodeterminare, este un autosacrificiu al lui Dumnezeu. Încă de la începutul creației, din creație, este un fel de autosacrificiu al lui Dumnezeu și el vine spre mine pentru că eu sunt o posibilitate în această tot posibilitate care este Dumnezeu. Și atunci, cred că raportul corect este ca eu să mă raportez la textul sacru, adică să fiu capabil, atât cât mai sunt capabil astăzi, pentru că, sigur, lucrurile nu pot progresa într-un sens strict și științist așa, ci și întregul univers și întreaga creație, o spune și Cabala, știm foarte bine, este după măsura omului, adică se naște și moare, trece prin toate fațele și decade și așa mai departe. Deci trebuie să am această grijă continuu, nu? Cele două cărți, cum spunea și doamna profesoară, cele două cărți ne pun în față, dacă vreți, întâmplări sau evenimente exemplare. Nu trebuie să uităm niciodată că istoria pentru evrei nu este o, n-are un aspect profan. Din câte știu și din câte am studiat și eu până la vârsta asta, cred că este tradiția care are cea mai completă și vie perspectivă asupra istoriei.
Ceea ce se întâmplă în istorie nu sunt niște evenimente izolate, sunt legate strict, așa cum spuneați și dumneavoastră, de starea omului. Ceea ce este în afară este o proiecție a echilibrului sau a dezechilibrului din mine. Se știe foarte bine că cele 10 sefirot sunt reprezentate ca un macrantropos, ca un om universal, nu? E, avem un exemplu de ceea ce ne putem, ce putem dobândi raportându-ne la textul sacru, de exemplu în cartea, cea de-a doua carte pe care ați pomenit-o, Ehier, și e foarte bine, cum să vă spun, este extrem de sugestiv că se numește cartea Ehier, pentru că te cheamă la el Dumnezeu prin faptul că el este și nu tu. Cam ăsta este raportul exact. Adică de ce tu nu ești? Nu în sensul că nu existi, în sensul că tu nu ai rațiunea suficientă de a exista în tine. Tu ești dependent de el. Asta te învață această carte. Îți arată care este raportul între stăpânul absolut care este Dumnezeu și tu ca o creatură a lui. Te mai învață ceva referitor la structura sefirotică. Te învață distinția între înțelepciune și inteligență, între hohmach și binah. Înțelepciunea omului, se spune popular, e nebunie în fața Domnului. Adică nu este înțelepciune, este inteligență. Dacă este înțelepciune, atunci înseamnă că te-ai apropiat de Dumnezeu. În schimb, adversarul, pe care dați-mi voie să nu-l numesc, nu vreau să deranjez, este întruchiparea inteligenței perfecte, dar este rece și uscată. Înțelepciunea este deasupra inteligenței. Inteligența este un mod circumscris de manifestare al înțelepciunii într-un sistem dat. Prin urmare, Dumnezeu nu este inteligența, ci este înțelepciunea prin excelență. Diferența asta pe care o vedem în momentul în care citești cartea și ți se prezintă, de exemplu, sefiroturile, cele 10 și care sunt triadele, nu? Care este operativitatea lor și efectul lor în crearea echilibrului și în detectarea dezechilibrului și așa mai departe, îți dai seama de la început că această cale de pe care am amintit doamna profesor de calea luminii prin aur este cea care trebuie să o reconstitui din lume, din malcut. Din lumea de jos trebuie să o reconstitui, pentru că la spargerea vaselor s-au împrăștiat luminile vaselor. Iar omul trebuie să se îndumnezească numai dacă recuperează aceste fragmente de lumină și le readuce, adică reface, aici este puterea extraordinară. Cele două aspecte pe care am amintit-o la profesor, și anume, cel de-al doilea este unul inițiatic, cel de-al treilea este unul magic. Lucrurile nu trebuie confundate niciodată. Magia nu are legătură cu inițiere. Adică luarea la cunoștință nu înseamnă inițiere. Nu? Inițiere înseamnă mult mai mult și știm ce înseamnă. Prin urmare, ceea ce trebuie să facă omul, învățând și ne uitând că actul vital, modul de viață, tot ceea ce înseamnă existența umană înseamnă cunoaștere, o știm de la Parmenide, a ști și a fi același lucru. Prin urmare, toată viața, el asta face. Trebuie să cunoască, trebuie să se apropie de Dumnezeu prin cunoaștere, prin cunoaștere și prin iubire, cele două aspecte sau cele două fețe ale acțiunii spirituale. Ori reconstituirea unității luminii principiale în cabală este recuperarea luminii și redimensionarea ei după felul în care ea a apărut, și aici ar fi foarte multe de spus, sigur, mergând până la Elohim, de care se amintește și în carte, nu, de acest plural, și, mă rog, el e extrem de interesant. Toată această practică spirituală nu este străină de practică în orice fel de tradiție. Atunci când vorbim în general de aspectele esoterice, în general, se creează așa o imagine a unei extraordinare teoretizări sau, mă rog, nu, nu, totul are un scop practic. Scopul învățăturii, scopul cunoașterii
este teozis. Mai simplu spus, ăsta este scopul. Nu există alt scop în lume și în toată viața decât ăsta, de a reveni la starea dintâi, nu? Adică la omul primordial, la Adam Cadmon, până la urmă, dacă este să discutăm în cadrul tradiției cabale. Abrahamice. Abrahamice și cabale, în special. Oreste, ce asemănări am putea găsi între conținuturile celor două cărți și învățătura creștină? Pentru că, iată, fac legătura, mai devreme domnul profesor a folosit termenul teosis, pe care de altfel îl găsim și la dragul nostru Kyriakos Markides, care a scris trilogia atonită Muntele Tăcerii, Izvorul Iubirii, Darurile Deșertului. Nu doar la creștinism, ci și la islam. Pentru că trebuie să înțelegem cât de frumos e în limba ebraică și în tradiția ebraică conjugarea verbului a fi. Ca să facem o sinteză a tot ceea ce s-a spus până acum. Păi, în gândirea ebraică, persoana de la care începe conjugarea verbului a fi este de la el. Pentru că doar el, adică Dumnezeu, el este. După care eu exist, tu existi, ei există. E o mare diferență între a fi și a exista. Și asemănarea fundamentală, esențială, adâncă, între gândirea tradițională iudaică, creștină și islamică, este că doar Dumnezeu este, celelalte ființe, inclusiv spațiul acesta invizibil ochiului uman, doar există și există prin lumina lui Dumnezeu. Și atunci verbul a fi are o singură persoană, care este Dumnezeu, o singură ființă, persoană, cum vreți să o numiți, are o singură entitate, verbul a fi, care este Dumnezeu. În rest, în afara lui Dumnezeu, tot ceea ce se manifestă cumva doar există. Și asta se regăsește pe deplin în iudaism, în creștinism și în islam. Adică marea asemănare este această centrare divină a verbului a fi. Nimeni dintre noi nu își poate permite să spună despre sine că este, pentru că noi ne transformăm. Noi suntem copii, suntem adolescenți, suntem oameni în toată firea, suntem bătrâni și nu mai suntem. Pe când singurul care este într-un prezent continuu, cum spunea domn profesor, în eternul prezent, este Dumnezeu. Iar această aprofundare, deschidere a minții către Cabala face posibilă întâlnirea pe aceeași axă a tuturor popoarelor abrahamice. Pentru că spuneam data trecută, în emisiunea trecută, că există cabala ca inimă ezoterică, inimă nevăzută foarte ușor în iudaism, există ezoterismul creștin și această deschidere universală a creștinismului care nu aparține doar bisericii, ci întregii făpturi, și există sufismul în islam care practic este același lucru. Și atunci noi cântăm o singură melodie și cântăm toate numele lui Dumnezeu în mai multe religii, în mai multe filozofii, în mai multe percepții ale noastre despre Dumnezeu, dar asta nu face altceva decât să fărâmițeze prin propria noastră existență și neființialitate. Iar Dumnezeu ne invită pe toți nu doar să-i semănăm după chip și asemănare, ci să fim asemeni Lui. Asta spune și în creștinism, nu? Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru este, adică îndemnul și în iudaism și în creștinism și în islam este de a ne îndumnezei, de a ne îndumnezei nu demonic, nu diabolic, prin inteligență, cum foarte bine spunea domn profesor și doamna profesoară Valman, ci prin înțelepciune, adică prin detașarea de ego. Inteligența ține de context și ține de ego. Înțelepciunea îi sparge și contextul și ego-ul și se revarsă deopotrivă în văzut și nevăzut. Și atunci noi, dacă vrem să avem chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu inteligența trebuie să ne cheme, ci înțelepciunea, dacă vreți, îndemnul de celor două cărți pe care le-ați prezentat mai devreme și nu numai a întregii exegeze despre cabal. Dragii noștri, iată, am vorbit despre învățătura părinților din tradiția iudaică și despre învățătura cabalei.
pornind de la cărțile Ehie de Arthur Green, cum să ai un viitor mai bun folosind înțelepciunea Cabalei în colecția Sefer a editurii Herald și de asemenea Pirkei Avot în colecția Princeps. Au fost alături de noi doamna profesor Felicia Waldman, conferențiar universitar, doctor coordonator al Centrului de Studii Ebraice, jurnalistul Oreste Teodorescu și domnul profesor Teodoru Ghiondea, cărora le mulțumesc din suflet pentru această discuție, spun eu, extrem de prolifică și de interesantă. Vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Doamnește!